Bun găsit! Planeta Venus se va afla într-un tranzit nefavorabil pe toată durata lunii martie. Ce sectoare de viață sunt influențate negativ pentru fiecare zodie, urmăriți în momentele următoare. Berbec, poți fi pus să plătești pentru unele lucruri rele pe care ai avut de ales să le faci sau nu. Astfel, poți înregistra mici pierderi în sectoarele de viață în care te doare cel mai mult sau poți avea ușoare probleme de sănătate vei avea de suferit cel mai mult din cauza manifestărilor tale cam egoiste, ale personalității tale și activitatea din care îți existența poate fi afectată. Taur. Orice dorință de a te distra sau de a te simți bine nu se va împlini pe toată durata lunii martie. În timpul deplasărilor turistice sau al unor simple ieșiri în lume, te vei plictisi și cel mai mult te poate supăra lipsa de respect și considerație de care te vei lovi peste tot pe unde vei merge. Doar o atitudine mai modestă, fără mari pretenții, ar fi singurul lucru care te-ar putea ajuta. Gemeni. Mici încurcături în activitatea ta de la locul de muncă îți pot aduce unele probleme acasă în cadrul familiei. Programul de muncă foarte încărcat nu îți va mai lăsa timp să stai pe acasă și astfel multe responsabilități care intrau în sarcina ta nu le vei mai putea duce la bun sfârșit. Și astfel apar unele mici neplăceri în viața de familie. RAC Poți primi o veste mai puțin bună legată de unele bunuri materiale sau o sumă de bani, valori rezultate dintr-o altă conjunctură decât munca ta, care nu vor mai ajunge pe moment la tine. Poate fi vorba de un credit sau o despăgubire ce trebuie plătită de o firmă de asigurări. O metodă prin care vei putea rezolva problema este câștigarea încrederii și respectului unor persoane care te pot ajuta. Leu! Creșterea veniturilor tale rezultate din muncă este oprită, și chiar te poți confrunta cu o ușoară scădere a acestora, în ciuda așteptărilor optimiste, dar justificate. Altă posibilitate ar putea fi reprezentată de unele cheltuieli peste nivelul maxim admis, iar partenerul de viață este, de fapt, autorul moral al acestor mici dificultăți financiare prin care vei trece. Fecioară. Vitalitatea ta poate fi puțin afectată, iar această stare de slăbiciune fizică poate fi provocată de o supărare datorată unei pierderi financiare sau ratării unei oportunități de câștig. Totodată, unele încurcături în care ai intrat fără voia ta și faptul că nu găsești soluția la rezolvarea cu bine acestor probleme te supără foarte mult. Nu trebuie să lași supărarea să-ți afecteze starea de sănătate. Balanță. Lucrurile rele pe care le-ai înfăptuit într-un trecut mai îndepărtat și de plata cărora te-ai eschivat sau ai amânat vor deveni obligatoriu scadente. Partenerul de viață sau copiii tăi sunt cei prin intermediul cărora vei plăti. Consecințele unor fapte rele ale acestora se pot răsfrânge asupra ta, sau problemele cu care aceștia se confruntă te pot afecta mai mult pe tine. Scorpion. Te poți confrunta cu unele probleme în activitatea ta profesională. Poți fi implicat într-un diferent cu colegii sau cu șefii. Iar șansele tale de a ieși cu bine din acest conflict sunt mici. Dacă nu faci compromisuri și nu renunți la orgoli. Activitatea ta la locul de muncă mai poate fi afectată dacă urmezi sfaturile nu prea realiste ale unui membru mai în vârstă al familiei săgetător. Dacă vei avea nevoie de ajutor din partea cunoscuților, este posibil ca aceștia să nu te sprijine și totul se datorează unor vorbe rele care circulă la adresa ta sau din cauza faptului că ai vorbit ce nu trebuia cu cine nu trebuia. Totodată, alt motiv pentru care nu ești apreciat și respectat este reprezentat de preocupările tale orientate mai mult către plăceri și distracții. Capricorn. Dacă te afli în străinătate, Viața ta poate fi puțin afectată de probleme cu sumele care ar trebui să-ți intre în posesie pentru munca ta. Deci poate fi vorba de o mică scădere a veniturilor sau de cheltuieli cam mari. Alt capitol care îți poate afecta bunul mers al vieții de parte de țară este reprezentat de problemele cu membrii familiei sau cu spațiul în care locuiești. Vărsător Poți întâmpina unele dificultăți de a intra în posesia unor sume sau bunuri materiale. Poate fi vorba de un împrumut, un credit bancar sau recuperarea unor daune de la firme de asigurări. Problemele sunt legate de actele necesare, unde pot apărea erori mai mult sau mai puțin intenționate. Dacă eviți o atitudine neprietenoasă, poți ajuta la rezolvarea întârzierilor. Pești. Relația de cuplu poate trece prin momente dificile. Primul motiv de dezbinare este reprezentat de nivelul câștigurilor tale financiare realizate prin muncă sau al cheltuielilor ce depășesc anumite limite. Alt motiv mai subtil este reprezentat de greșeli pe care le-ai făcut de mult în timp față de actualul sau actuala sau față de partenerii din relații mai vechi. Acestea sunt previziunile privind tranzitul nefavorabil al Planetei Venus și sectoarele de viață afectate pentru fiecare semn zodiacal. Rămâneți în continuare împreună cu România TV, eu vă mulțumesc mult pentru atenția acordată. Sunt Adrian Bunea și mă puteți găsi pe canalele de internet media ca Adibun Astrolog. Și nu uitați, Soarta omului este mereu în mâinile lui. Fiecare primește cât, dar mai ales ce a oferit.